E o victorie cu emoții. Nu era normal, dar am avut și două bare, am avut și ocazii multe. Așa e când vezi, așa e fotbalul ăsta. Îți dă un gol dintr-un corner și după aia te lupți ca să câștigi un meci. Da. Bine că Dumnezeu și-a marcat, am câștigat și cu asta basta. Inspirată domnul Stoichiță cu Nicoliș. Da, a fost inspirat. Da, și pas de gol și gol. Rămâne Nicoliș la Steaua? Da. Da. M-a convins în acest meci? Dacă v-am zis, da. Domnul Becali, ce-a simțit totuși când Petrolul a condus? Ce-a simțit când Petrolul conducea cu 1-0? Nu am simțit nimic inițial. Nu era o problemă. Înțelegi? Numai că dacă l-ai pe Florin Costea acolo, din primă, că dacă îl joacă de Tănase din prima acolo, e 2-3-0 la pauză. Juca Florin acolo, acolo, cred că e bazin de not, hai să ne uităm pe teren. Înțelegi? Și s-a dat, s-a făcut treaba. 1-0, după aia mă așteptam. E adevărat că emoțiile creșteau, pentru că se curgea timpul și nu marcam, nu câștigam. Dar am avut ocazii multe, am avut și Chipciu, am avut și multe, am avut multe, multe, ce să mai... V-au surprins mutările făcute de Stoichiță în primul 11, Florin Costea, titular, Tănase pe bancă, da, Nicoliș. M-a surprins foarte tare. Ce să spun de arbitraj? Ce pot spune? Arbitrajul Robert Dumitru e arbitru impecabil. N-am spus de totdeauna Robert Dumitru. Cum vedeți acum rupta la titlu? După aia să spun. Cum vedeți acum rupta la titlu? Lupta la titlu cred că va fi până în ultima etapă. Cine vrea Dumnezeu, nu știu, nu mai pot să spun nimic. Și să căsăm și am, suntem totuși epuizat, pentru că... Băi, mă gândeam la un moment dat, bă, dacă mă chinui cu Petrolul, înseamnă că nu merit titlul, nu? Deși eu știam că a doua repriză ei cad, dar totuși un chestie care nu mi-a convenit. Spre final, adică normal, ai 2-1, nu-i mai trebuie să-i mai lași să atingă. Cum să le teletragi? Ai jucători tehnici, pasezi, nu? Nu mai ai voie să-i mai lași să atingă de, să se apropie de poartă. Normal. Da. Căldura asta, oboseală și ei, nu știu cu tare. Vă pare rău că după ce s-a discutat zilele acestea foarte mult despre telefonul acela, Mihai Stoichiță a fost contestat foarte dur de fani și la pauză și când s-a... Pe mine nu mă interesează ce s-a discutat de telefon, ce s-a contestat și nu mă interesează nimic. Pe mine mă interesează un singur lucru. Pe mine mă interesează un singur lucru. Fiecare om face ce vrea în curtea lui. Stoichiță și-a făcut datoria, eu îmi fac datoria, fiecare face ce vrea acasă la el. Ce comentează unii, alții, cu tare. Fiecare face ce vrea în curtea lui. Că e dezonorat, e problema lor, fiecare. Câine latul să merge, măcar să câștigăm noi titlul și o să vedem cât de bună altă mărere. Da, imagini simpatice. Are viață grea, Luțu. Da, imagini... Să stea în dreapta lui Gigi. Da, imagini simpatice. E simpatic de cele mai multe ori patronul Stelei, asta este adevărul. Și e viu, dăduse o declarație Adrian Porumboiu, care am văzut că au preluat toate site-urile și voi prosportul. Ce a zis Porumboiu? Că își dorește tot să fie Steaua lupta pentru titlu, că dacă Gigi nu e nimic, da, nu e. Da, n-are fare, bec, pare că n-are fare. O parafrază după Marin Preda. Vorbim de lupta pentru titlu, hai să vedem în premieră și în exclusivitate imagini fantastice de astăzi.